Белградка протяжата. Codru, Valului Traian, Ștefan, Vodă și Divin sunt regiunile cu indicație geografică protejată ce păstrează potențialul vitivinicol, gastronomic și turistic al Republicii Moldova. Să vedem ce reprezintă fiecare din aceste regiuni. Începând cu 2015, după condițiile pedoclimatice, după componența solului, au fost identificate trei areale de producere a vinurilor cu indicații geografică protejate. Mai avem zona geografică de producere a rachiului de vin cu indicații geografică de vin. În centru avem un relief mai înalt, avem codri, avem temperaturi mai joase, mai multă umiditate și condiții mai bune pentru soiurile albe, soiurile care au aciditate mai înaltă și pentru eleganță. Regiunea, de exemplu, Ștefan Vodă este influențată de curenții de aer rece sau sărați spre Marea Neagră, care de asemenea oferă ceva deosebit vinului. Regiunea de stepă, Valul Traian, de perfect pentru vinurile roșii, deci vinurile roșii au nevoie de mult soare, de chiar și de un pic de secetă, ceea ce este perfect pentru un Cabernet Sauvignon. Primele vinuri cu indicații geografică protejate au fost produse din strugurii din recolta anului 2015. Calitatea vinului este controlată pe tot traseul. Creșterea viței de vie, producerea strugurilor cu indicații geografică și vinul deja gata, îmbuteliat, care este plasat pe piață. IGP-ul ne dă avantaje mai ales la piețele externe. E vorba de o altă atitudine mai favorabilă față de vinurile cu IGP-ul și putem să punem chiar și prețuri mai mari. Compania noastră produce numai vinuri cu IGP-ul, numai vinuri de calitate, numai vinuri seci, deci este profilul nostru ca atare. Moment, noi avem 58-59 și 3 producători de producere a divinului. Oenologii noștri care sunt profesioniști în sensul de producere a vinurilor s-au adaptat foarte repede la schimbări, dar este un nivel de calitate mai înalt. Tindem ca și consumatorii să cunoască, să se informeze despre ce înseamnă asta, în primul rând zonele cu indicații geografice protejate și de ce le facem.